La întâlnirea din această lună a membrilor Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu din Câmpul Lung s-a dezbătut tema contribuția istoriei la dezvoltarea culturii și civilizației universale. Profesorul și scriitorul Lavinia Bădulescu a trecut în revistă etape ale dezvoltării istoriei religiilor și a punctat faptul că orice acțiune, lucru sau obiect are istoria sa. Trecerea de la religiile politeiste la cele monoteiste, ba chiar luptele interne de-a lungul veacurilor, în sânul fiecărei religii, își au istorie, o istorie a lor, o evoluție în timp, care tulbură umanitatea și astăzi prin războaie, măceluri și terorism. Să ne gândim apoi la primele manifestări ale spiritului practic al oamenilor din timpuri imemoriale până astăzi. Dacă privim uneltele, armele, desenele rupestre, manifestări ale simțului artistic, podoabe, monede, diverse și multe alte obiecte. Muzeele lumii, Louvre, Hermitage, British Museum, recent s-a deschis Abu Dhabi. Prin varietatea exponatelor aparținând diferitelor culturi și civilizații din lume, ne vorbesc despre istoria umanității, despre evoluția ei în ultimii milenari. Tema fiind foarte vastă, cei prezenți au discutat despre evenimente petrecute pe teritoriul țării noastre și care fac parte din istoria când victorioasă, când tragică a patriei. Astfel, s-a adus în discuție lupta poporului român din Transilvania pentru a-și păstra tradiția și credința. Generalul în rezervă Nicolae Popescu a subliniat importanța lui Atanasie Tudoran în revolta care s-a petrecut în Năsăud. În momentul în care festivitatea, începea, pentru depunerea jurământului, apare acest Anastasie Tudoran pe un cal alb, în care spune, zice, nu vă amăgiți, ne mint, nu sunt părăți. La care a generat o revoltă, iar acolo participa un sinistru personaj pentru credința noastră ortodoxă, generalul Bukov, și un episcop, care trecuse la religia unită, nu trebuie să-i amintesc numele, încât vorbele acestui patriot Tudoran a generat o mișcare și o revoltă, încât tot el i-a salvat pe cei doi să fugă de acolo. În încheiere, profesorul de istorie Ion Oană a anunțat că este sub tipar o carte în care este scrisă toată istoria Comunei Lărești. Aceasta va fi lansată în curând. Tot la finalul acestui an va fi lansat volumul 5 al istoriilor neconvenționale din Mușcel, autor Sterian Pricope.